invitat. Domnul și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Vreau să discutăm pe această ultimă parte a emisiunii noastre și de legea 17/2014, vânzarea terenurilor către persoanele de altă naționalitate. Ea a trecut de Senat, iar în Camera Deputaților e for decizional. Greșesc, domnul Păle? Nu greșeți. Mâine avem comisie pe această temă. Cred că o să fie o discuție foarte interesantă. Ne dăm seama de importanța și așteptările pe care nu numai agricultorii, și românii le au față de această lege. O să avem o dezbatere largă cu structurile reprezentative la Paru și alți invitați, sigur, de la Academie. O să fie luat în calcul punctul de vedere. Și trebuie să recunosc că l-am citit și este foarte interesant punctul de vedere. Sigur, vor fi discuții și, în final, cred că cel puțin va fi mai bună decât cea care a lucrat până acum. Domnul Vasile, dumneavoastră, cunoașteți proiectul de lege? L-am citit în mare, sunt curios să vedem ce se adoptă până la urmă. M-am obișnuit cu toate aceste legi, vin, dispar, venim cu o ordonanță de guvern, vedem forma finală. Domnul ministru Tabăr. Eu sunt în problemă din 1993. Da. Și poziția mi-am exprimat-o atunci fără echivoc. Că nu avem dreptul să liberalizăm piața funciară atâta timp cât România nu este pregătită pentru astfel de piață. Pentru că acolo nu se vinde bere sau țigări. Se vinde parte de patrimoniul național care îl pui în piață. Eu și acum aș vrea să spun că materialul care am trimis la comisiile de Parlamentului sunt în nume propriu. Ceea ce am trimis astăzi și care privesc Academia de Științe Agricole și Silvice este numele Academiei și am trimis către comisie. Dar eu mi-am permis să trimit inclusiv presei și comisiilor parlamentare un punct de vedere, pentru că eu consider că piața funciară a României nu este o piață. Este vorba de formulare și de regândire, de reconstrucție a sistemului agricol românesc, care este dintr-o simplă piață. Eu nu fac... Pământul este suportul și, până la urmă, cel mai important bun național pe care îl avem. Și, din păcate, noi nu l-am pregătit de-a lungul timpului în așa fel încât el să fie stăpânit în marea lui majoritate de către cetățeni români. De aici vine caracterul și însușirea de cetățeanul unei țări și țară. De la țăran, de la pământ, de la țarină, nu? Cum se spune. Ori noi, eu m-am uitat și în legea 17, pe mine m-am mirat mereu cum s-a putut da drumul unei astfel de legi. Și m-aș bucura din tot sufletul ca virgulă și am mari speranțe în Camera Deputaților, pentru că așa cum a ieșit legea de la Senat, nu este o lege corespunzătoare pentru ceea ce avem noi la această dată. Însă totdeauna la Camera Deputaților echilibrul a fost mult mai mare, dezbaterea a fost mai profundă și zic eu că și oamenii deputați s-au plecat și timpul este ceva mai mult. Este camera decizională pe o astfel de problemă și să putem scoate o lege în așa fel încât, ea, repet, să nu fie de o simplă piață, că se vinde sau nu se vinde pământul. Piața funciară trebuie să facă sistemele de agricultură din România să funcționeze. Și aici este marea problemă. Este la fel de important pământul de la Dunăre, din Câmpia Dunăre, până în vârful Făgărașului. Vreau să mai spun încă un lucru. Că nici la această dată valoarea pământului din România nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Nu se poate să vând cu 10.000 de euro cernozeom în Câmpia Banatului, când acel pământ, probabil în 15-20 de ani, va fi undeva către 20-30 de mii de euro sau poate chiar mai mult. Deci aici este problema noastră. Noi nu ne-am evaluat patrimoniul național care este dat, repet, sunt în multe domenii în care ne-am evaluat corect. Dar pământul trebuia să-l evaluăm și să-l putea să-l garantăm. Cred că o greșeală a fost și la negocierea cu Uniunea Europeană. Ne-am trecut pământul în negocieri ca și un capital. Franța nu l-are ca și capital, l-are ca și patrimoniu național, așa cum au și alte state. Și eu cred că aici trebuie să mai discutăm, să cădem de acord și din lumea politică, încât pământul să fie și să pornească de la statutul de patrimoniu național. Bun, vă propun să stăm de vorbă cu domnul Laurențiu Baciu, președintele la PAR. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră, și invitați-o dumneavoastră. Domnul președinte, am câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul și în primul rând vreau să discutăm vis-a-vis de politica agricolă comună post-2020, plafonarea plăților directe la 100.000 de euro per fermă.
Ăsta ar fi un prim subiect. După aia vreau să discutăm și despre legea asta 17/2014, vânzarea terenurilor. Și mai am încă ceva, dar haide să le luăm pe parcurs. Vă rog. Da. Ceea ce înseamnă nouă exercițiu financiar, suntem acum bulversați. Și am spus, pentru că vorbim de fermă mare, de fermă mică. Vorbim de plafonare la ferma mare, vorbim de subvenții suplimentare la ferma mică. Dar nimeni nu ne-a lămurit care este dimensiunea unei ferme mici și care este dimensiunea unei ferme mari. Fără cerem de nu știu ca să știm ce să vrea. N-am să-l înțeleg pe comisarul european. Ultimele trei declarații privind subvenții. Alo. De zile la o întâlnire între președintele Laparului și comisarul european Phil Hogan, dânsul critica activitatea domnului Cioloș că a acordat foarte puțin bani Europei de Est. Și că nu a dat Europei de Est atâtea fonduri încât să poată să ajungă la nivelul european, dacă chiar spune așa. Iar nu mai înțeleg un lucru. De ce își dorește să plafoneze atâta timp cât nu-și dorește să uniformizeze subvențiile? Eu sunt de acord cu 100.000. Dar să ne mai dea 100 pe hectar unii dormizându-le. Și atunci totul este ok. Dar nu putem rămâne cu cea mai mică subvenție și vii acum și că nu este echitabil. Nu-i corect. Prețurile de cost sunt aceleași. Sunt Franța, sunt Germania, sunt Polonia, sunt Olanda și unii vreți dumneavoastră. Aici cred că cel care reprezintă România acolo ar trebui să fie puțin mai incisiv și să, la urma urmei, să ceară explicații. Că, gândiți-mă, ca fermier român, ce înseamnă, nu mai înțeleg ce înseamnă să ne integrăm în Uniune, atâta timp cât avem drepturi diferite. Bun, pe dumneavoastră, ca fermier, cât de tare v-ar afecta decizia asta, păi, dacă ea ar merge până la capăt? Deci nu știu unii mă încadrez. Dar eu nu vorbesc de mine. Rețineți o chestie. Domnul Muscă spunea foarte bine. Deci noi am devenit Europa de Est. Nu neapărat de români. Deci un stat de Europa. Și atunci... Și vreau să vă spun ca agent economic în agricultură cu oarecare suprafață. Mai ușor e să omori un fermier mare decât unul mic. Ori nu uitați o chestie. Că toți care au venit în România n-au luat decât suprafețe mari, ferme mari. N-au venit niciunui, așa zis investitor străin, să cumpere 30, 40, 50 de hectare. Au luat cu miile. Știu că deranjăm pe piață. E adevărat. Acum 10 luni de zile, dacă nu un an de zile, la Reims, în Franța, au sărit francezii că de ce românii au vândut atâta porumb la export. Ori nimeni nu spune nimic. Am devenit incomozi. Asta este. Credeți-mă că după ce un fermier mare, un latifundiar, cum se leagă toți de termenul ăsta, a depus eforturi financiare pentru comasarea terenurilor pe care le-a amortizat în timp, luând de subvenția acum, l-a omorât primul. Și gândirea celor de afară, asta este, că dacă te duci afară prima dată, te întreabă cu cât să mai vând terenurile în România? Și că unde sunt zonele cele mai bune? Și care sunt prețurile? Și domnul bune, că și dânsii au fost întrebați în Germania când au fost. Deci,
Ăsta ar fi interese. Iar noi, credeți-mă, nu știu ce căutăm acolo, dacă am ajuns să facem numai ce ne spun alții la noi în curte. Dar chiar că nu înțeleg, nici într-o altă țară nu se întâmplă lucrul ăsta să-ți poți permite să vină nu știu de unde. Toate țările au pus niște restricții. Noi n-am făcut nimic. În ceea ce privește vânzarea terenurilor, forma care ieșe de la Senat, în ceea ce privesc agricultura, potențialii cumpărători din România, nu e pentru fermierii români. Doi. Pământul, ca să ne înțelegem, nu este un capital. Pământul este un patrimoniu național. Un patrimoniu pe care este constituit un stat. Interesul statului român este să apere integritatea teritoriului, a patrimoniului. Pământul este o rezervă naturală pentru hrana poporului. Deci dacă o gândim altfel și vrem să nu supărăm pe alții și să le facem cadouri, o să o gândim ca la Senat. Vedem că tot ne uităm peste gard. Chiar în seara asta ați discutat foarte mult și mi-a plăcut ce ați discutat. Așa e acolo, așa e acolo, așa e acolo, așa e acolo. Dar v-ați uitat în legislația celorlalte țări privind circulația terenurilor? Nu s-a uitat nimeni. Noi am depus atât la Parlament, la fiecare comisie, cât și la minister. Am văzut că nu s-a luat nimic. Și din legislația altor țări. Să vedem cum este la ei. Iar propunerile care le-a făcut la Paru vin tocmai de acolo. Am extras din fiecare țară câte ceva. Din Germania, din Franța, din Olanda, din Colonia. Noi suntem foarte dole, n-ai voie aia exterior, dar cum toți din Europa au voie și noi nu avem voie? Noi nu avem voie să ne apărăm patrimoniul național? Noi vindem patrimoniul, înțăinăm patrimoniul național? Deci sunt niște condiții. Eu n-am spus. Și nu voi spune niciodată că nu au acces alții la cumpărare. Toată lumea are dreptul să cumpere din Uniune, dacă suntem la grămadă. Dar trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și fiecare țară și-a pus condițiile care le prinde cel mai bine. De ce noi nu facem asta? De ce ne este frică? Nu ne face nimic. Când ministrul Bulgar a fost întrebat de către cineva de la Didi Agri de ce au pus condițiile alea brațe și l-a cumpărat terenul de către străini și că i-a amenințat că va intra în pregiment, ministrul bulgar a răspuns așa. Este lucru care interesează cel mai puțin. Adică n-am înțeles. Vine altcineva la mine în casă să-mi așeze mobila? Adică trebuie să ținem cont de ce. Ați fost, domnul Pale, ați fost în Germania. Aș fi vrut la, de la dumneavoastră și la domnul președinte să fie pus o întrebare, măcar așa, de... Doamne, vreau și eu să cumpăr niște teren în Germania. Să vedem ce mă răspundea. Domnul Pale, dacă... Vă rog, haideți să vă și răspundă, domnul deputat, da? Cu tot respectul, domnul președinte, să știți că vă întăresc ce a spus dumneavoastră, că peste tot pe unde am fost au întrebat piața funciară din România cu cât se vinde și dacă mai există. Și în același timp am întrebat și noi. Să știți că, bine, la scară mai mică ați punctat foarte bine, și acolo grupuri financiare de mare interes au cumpărat suprafețe foarte mari și ei sunt foarte îngrijorați de acest lucru. De-aia vă spun că e bine că și pe nemții frământă acest germane. Aspect. Ați grupurile germane? Asta e problema. E adevărat. Fonduri germane. Adevărat. Așa că mâine... cred că veniți dumneavoastră la comisie să discutăm, că am în față amendamentele dumneavoastră și sunt foarte interesante și chiar unele lucruri, exact ați punctat foarte bine, ar securiza foarte mult această plimbare a pământului prin fel de fel de proprietari.
Deci, bine, ca să concluzionez, deci la scară mai mică, și în Germania s-a întâmplat, numai că la noi lucrurile cred că au scăpat de sub control. Da. Bun, domnul președinte Baciu. Domnul profesor Tabăr. Da. Cu tot respectul. În ceea ce privesc exemplele astea de business în agricultură, știți, dragi, o floare nu se face primăvară. Cred că trebuiau politicile agricole de până acum, din 90 încoace, să fi tot avut soluții. Dar au fost multe soluții. Domnul Baciu, au fost multe soluții. Vorbeați dumneavoastră de acum un sat. Și mai sunt, care trebuie să le adaptez soluțiile acestea la anumite situații, cum este cea de acum. Domnul ministru, vorbeați de humus șasă. Poteți? Vorbeați de humus șasă, de valoarea terenului. Da. Cu humus șasă. Da. Da? Da. Cu nu știu cât arendă. Da. Dar ce spuneți de colinitutomii, domnul ministru, unde humusul e 0-1? Și la acinitatea 5. Asta este o altă problemă. Asta e o altă problemă, domnul Baciu. Și nu e vorba de humus. Nu numai o anumită zonă este cu humusul de 0-1. Și din păcate avem la nivelul de sud de milioane de hectare care sunt într-o degradare totală și toată lumea tace. Asta e problema gravă. Dacă încurajăm niște modele, nu ne sculați oamenii în cap. Poți? Că omul nu toți proprietarii știu humus. Și nu toți proprietarii, el știe, bă, ca așa mi se spune mult, bă, ăla dă 1500, păi dai 1500, fac de tot din pământul care mi l-ai dat. Și cheltuie de două ori decât acolo. Deci aici, ca să, și ca șef al Academiei, și ca profesor universitar, și ca tehnolog, haideți să lăburim și astfel. Eu chiar unele lucruri pe care eu le susțin din 1993. Deci, domnul Baciu, da. Îmi pare rău că ceea ce am spus în 1993 și astea stenograme scrise, din păcate, s-a ajuns la ele acum. Și aici este vorba de două lucruri. Atunci a făcut într-o anumită forță, că nu găseai credite externe. Este vorba de piața funciară liberalizată, fără să țină seama de niciun criteriu, și a doua, exportul de profit, care este o altă mare problemă a României și foarte gravă pentru agricultură. Și nimeni nu-și opune. Azi. La noi au mers toate greșelile, au mers în lanț, nu e o noutate. Dar haideți măcar în ceasul al 12, al 13-lea, care vreți, să ne trezim să nu mai facem greșeli. Pe mine, dumneavoastră, știți că mă găsiți aliat pe problema asta și nu mi-e teamă de pozițiile altora. Mi le păstrez. Și nu numai că le fac, pentru că eu nu candidez nicăieri, de 6 ani nu mai fac deloc politică pentru une. Dar, ceea ce am spus, ca din punct de vedere tehnic, din păcate, astăzi este o situație. Acum, dacă greșim și acum cu legea funciară, nu ne mai putem aduce, ne ducem într-o problemă agrară pe care am avut-o până la reformele lui Cuza. Și nu le-a reparat nici prin Cuza. Acum suntem într-o altă de situație. Acuma. Atenție mare! Eu sunt obligat și mă bucur că am ocazia să o spun cu voce tare, pentru că peste 4-5 ani eu s-ar putea să nu mai știu. Dar am vrut să rămână scrise. Și ce am spus acum, o spun dintr-o experiență pe care am făcut-o văzând toată lumea mare, inclusiv Germania și Franța. Și nu de acum, am văzut în anii 90. Așa cum am luat-o cu biotehnologiile și cu celelalte. Și îmi păstrez punctul de vedere. Deci dacă legea, modificarea legii 17, ies așa cum a ieșit în Senat, eu vă spun de astăzi, să lăsăm legea lui Constantin, aia proastă, care ne-a vândut jumătate de țară, că câștigăm mai mult? Asta e clar. Bun, domnul președinte Baciu, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Știu că la sfârșitul săptămânii trecute, la Paru, s-a întâlnit cu reprezentanții guvernului, au participat din partea guvernului doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, ministrul agriculturii domnul Daia. Au fost numai puțin de 8 reprezentanți ai guvernului. Subiecte discutate, impozitarea arendei, abuzurile ANAF, impozitarea subvenției europene. Bun, la ce concluzie ați ajuns? Aveți motive de satisfacție, deci, după această întâlnire?
nu puteam acolo cu 7 ministere grămadă și cu premiera să găsim și soluții în cele 2 ore care am avut discuții. A rămas ca cu fiecare minister în parte, da, să ne întâlnim și să dezbatem problemele care le avem. Deja în săptămâna asta vom avea întâlniri cu Ministerul Finanțelor. Am înțeles. Bine. Mulțumesc tare mult. Eu pentru... Eu vă mulțumesc, o seară bună. Seară bună și dumneavoastră, mulțumesc pentru prezența telefonică. Domnilor, nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. O să-l rog pe domnul Nicu Vasile să tragă o concluzie la ce am reușit să discutăm în seara asta. Vă rog. În mare am tratat o multitudine de probleme pe care le avem noi în acest sector destul de important pentru România, agricultura. Sperăm să le ducem la bun sfârșit, în sensul de a avea legi cât mai bune, să avem grijă de acest bun național, care se numește Pământul, cum spunea și domnul profesor, trebuie să dăm dovadă de unitate, să ne asociem și să facem aceste legi în beneficiu acestui sector agricol. E ușor să vindem pământul, indiferent ce preț are, cum spuneați dumneavoastră, că e 10.000, că e 100.000, că e 200.000 de euro. Banii se duc. Pământul este bun național și trebuie tratat ca atare cu tot ce înseamnă. Este singurul mijloc de producție care nu se devalorizează și este mijlocul de producție cu care fermierul sau țara se rănește. Noi avem... Este suportul țării. E suportul țării, și da. Și unui popor până la urmă. De nu azi... mai mijlocul de producție. Este suportul tău. E cel mai mare patrimoniu pe care l-ai. Tot timpul vii la glie. Te întorci la glie, nu? Și indiferent știți, unde știți unde este problema cea mai gravă? Eu am atras atenția. Uitați-vă ce se întâmplă în legislația internațională. Atunci când intri pe proprietate, totdeauna pierzi. Da? Da. Deci ce se va întâmpla când tu ai 10.000 de hectare într-o parte și câștigi într-un proces internațional? Ridic o problemă care e previzibilă, pentru că există atâtea cazuri în lume, da? A doua, a ridicat domnul Bacea acea o problemă formidabilă. Dar eu loc să o gândească bine, aceea degradării solurilor din România. Că sunt soluri cu 0,1%, nu chiar cu 0,1%. Alea sunt cam puține, dar cu 1% sunt destule. Păi asta e una dintre marile probleme la acestei țări. Iar dacă în primăvara asta și avem mereu, și dacă îl rog să vină la Lovrin să vadă o experiență cu toate cele trei elemente, în 4 graduri, de la azot, fosfor, potasiu, și să vadă ce se întâmplă acolo unde e potasiu. A doua, aș vrea să văd o reacție mai tare în ceea ce înseamnă prezența substanței organice în sol. Domnul ministru Daia vorbește de acel program care l-au lansat francezii de 4 la 1000. Păi ăla nu se poate realiza cu siringa. Ăla se realizează cu mult efort, ca să mă duc să fac un raport optim între potas, între carbon și azot. Deci sunt alte probleme, alte fenomene. Și dacă mergem așa în continuare, noi o să pierdem imens prin pierderea valorii terenurilor. Pentru că 9 milioane de hectare de la noi sunt supuse eroziunii. Pentru că 150 de milioane de tone în fiecare an de sol îl pierdem. Pentru că 1,5 milioane de tone de humus îl pierdem, că n-am substanța organică pentru sol. Și asta încercăm să găsim pe experiențele acestea, pentru că nu se fac experiențele de tehnologie și de conservare acestor, inclusiv acestor rezerve mari ale solului, inclusiv solul. Dar avem un mare noroc cu aceste culturi verzi. Absolut. Regenerăm materia organică. Astea trebuie făcute într-un stil în care nu să mă duc să le las până primăvara și nu mai avem ce îngropa în teren, ba mai pierd și apa. Astea trebuie îngropate de toamna, da. Tehnic, ca să am materie organică în sol, că de-aia le fac. Mai am aici o rugăminte, dacă tot discutăm și m-ați întrebat de această lege a terenurilor, de vânzare a terenurilor, legat de această proprietate, să dezvoltăm și legea proprietății. Noi avem o mare problemă aici. Privim un minut mai aveți la dispoziție. Da, nu, mă bucur că în această seară s-au abordat subiecte foarte interesante. Eu cred că totuși mâine nu ar trebui să grăbim modificarea legii 17. Da, corect. Lucrurile sunt extraordinar de importante și stau și eu de profesie, sunt medic veterinar și profit de prezența domnului președinte Asas aici.
Și tot auzeam așa pe la Comisia de Agricultură că ar fi undeva printr-un sertar o discuție vis-a-vis de legea solului. Cred că este imperios necesar ca cei mai mari specialiști de la ASAS, de la Academia Română, de la institutele de profil și mari agricultori să se aplece asupra acestui subiect, pentru că este foarte important. Eu am încredere că dacă din această agricultură facem o strategie de țară alături de educație și învățământ și indiferent cine vine la putere, linia directoare trebuie să fie în direcția cea bună și să lăsăm la o parte patimile și discuțiile sterile. Este un mare proiect de țară până la urmă. Bun. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici la Agricultura la Raport. Cred că a fost o dezbatere interesantă pentru telespectatorii noștri. Îi aștept și mâine seară, dacă e marți, discutăm despre accesarea fondurilor europene. Așadar, aveți motive serioase să ne urmăriți și mâine seară, dar până atunci vă spun toate bune, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.